Nu, este ușor să vorbesc despre Gheorghe Roșu, aici și acum. Dar am simțit că este datoria mea. L-am cunoscut pe Gheorghe Roșu ca prieten, ca profesor și ca artist interpret. Ca prieten, în puține și simple cuvinte, pot spune doar atât. A fost un om bun ca pâinea cald. Mai mult, nici nu are rost. Ca profesor, am asistat la câteva dintre orele lui pe care le ținea cu studenți care mă interesau în acel moment, studenți pe care tot el mi-i recomandase. Pentru că Gheorghe Roșu a fost un profesor care nu și-a văzut studenții interpreți ca pe potențial concurenți la efemera glorie pământeană. Nu. A încercat de fiecare dată, oricând s-a lipit ocazia, să-i împingă, să-i propulseze spre scenă, să-i ajute să aibă succes, să-i încurajeze, să-i tonifice. Poate că pentru asta, dar nu numai pentru asta, pentru generozitatea asta lui, studenții lui l-au respectat, l-au iubit și, din câte văd, sunt convins că îl vor iubi până la cap. Ca artist-interpret, am împărtășit cu Gheorghe Roșu nenumărate bucurii oferite de capodoperele muzicii universale sau românești, pe care le-am interpretat împreună, aș spune, timp de 35-40 de ani. Deci e o oarecare viață și legătură între noi. Totdeauna prestația lui a fost de cel mai înalt nivel. Dar poate că dintre toate aceste momente de satisfacție aș alege una care stă deasupra, care mi-a rămas în minte și în suflet. Și am spus-o nu de mult, acum puține luni și lui, când încă trăia. Este interpretarea lui cutremurătoare. Și nu exagerez, cutremurătoare, în oratorul de Paști de Paul Constantinescu. Am și acum în urechi și am acum în minte momentul acela când Mântuitorul moare. Și așa cum spune atât de frumos textul bizantin, că și-a dat Duhul, l-a dat, l-a dăruit. În acel moment, sau imediat după acel moment, Paul Constantinescu aprinde o vâlvătaie de sunet. Alama începe să fumege pur și simplu și să arunce în sală niște sonorități apocaliptice. Ei bine, printre acele sonorități s-a auzit deasupra glasul lui, care cânta și striga în același timp că s-a crăpat ca tapeteasmă.
deci reușise, nu știu cum, să-și adune în voce spalmă, credință, extaz, rațiune, așa ceva, să le strângi pe toate la un loc într-o singură fracțiune de secundă și să convingi o sală și o lume că totul se dărâmă, că acea catapetasmă s-a nimicit. Este un har pe care Gheorghe Roșu l-a primit, dar la care a muncit imens ca să-l aducă la împlinire și l-a adus. Păcat că Paul Constantinescu nu l-a cunoscut și nu l-a auzit pe Gheorghe Roșu, pentru că ar fi avut o enormă satisfacție de împlinire a oratorului lui de Paști, acest Mateus Passion al lumii bizantine. Nu puteai cere mai mult, nu puteai să îți imaginezi că rolul ăsta se putea face mai bine, să mai putea adăuga ceva, să mai putea sui undeva. Era absolut totul, era împlinit. Poate că și pentru că a dus la bun sfârșit acest orator, acest rol cu mesaj sfânt, spun eu, Dumnezeu l-a iubit pe Gheorghe Roșu. L-a iubit pe dragul nostru evanghelist, Gheorghe Roșu. Pentru că l-a ajutat să facă acest ultim și sfâșietor pas. L-a ajutat să treacă peste marea lui trecere, fără o suferință, fără să-i hărăzească o suferință îndelungată. Pentru cei care cred în Dumnezeu, atâția cât sunt ei, acesta este un mare dar, dar și un mare semn. Sufletul marelui profesor Gheorghe Roșu, a marelui artist Gheorghe Roșu și a omului bun ca pâinea caldă despre care vă spuneam, are acum nevoie de liniște. De aceea mă rog și spun, Dumnezeu să-l odihnească în pace și în lumină. Amin.